Despre noi pot să spun că e cel mai meci prost, cel mai meci prost, cel mai prost meci pe care l-am făcut. Mă, puțin să intru. Ok. Da, după cum spuneam, cred, despre noi, despre echipa CSM București, pot să spun că este cel mai prost meci pe care l-am făcut ediția asta de campionat. Trebuie să ridicăm capul, să ne concentrăm pe ceea ce urmează, pentru ce urmează, pentru că miercuri jucăm cu Steaua acasă, un meci foarte, foarte greu, și duminică începem, avem primul meci din dubla cu Moraţu, Frigăl și Cos Moraţu, de la Cupa IHF, care contează pentru calificarea în grupă, și o să fim concentrați să câștigăm aceste două meciuri. Astăzi n-am ce să spun, sunt mult prea puține cuvinte. Am jucat execrabil, nu prost, dacă aș spune, am jucat prost, dar și blând. Spune că mi-aș lăuda, cred, dacă aș folosi cuvântul, jucat prost, cuvintele, jucat prost. Dar e nevoie și de meciuri de astea, se întâmplă, trebuie să trecem peste ele, trebuie să învățăm din greșelile de astăzi, din înfrângerea de astăzi. Încă o dată felicit echipa Turda pentru prestația lor de astăzi. Publicul a fost minunat, ca de obicei, a fost o atmosferă frumoasă. Este de fiecare dată o plăcere și la Turda, este o atmosferă de propice handball-ului de calitate. Așa că, încă o dată, felicitări și sperăm să reușim să trecem peste această victorie cât mai repede, pentru că ne așteaptă o săptămână foarte, foarte, foarte grea și un final de campionat și de an cu competiția, de an calendar și competițional extraordinar de greu. Bucuria este mare pentru că am bătut una dintre principalele candidate la titlu în această ediție de campionat. Sokit on kuvat készülni erre a meccsre, szerencsére a válogatott szünet miatt. Ezt ki is használtuk. Am reușit să folosim bine acest timp de o lună de zile în care am reușit să pregătim meciul în detaliu, în timp ce mulți componenți de la CSM București au fost ocupați și au depus efort la loturile naționale. Az első fél időben még nem zárt úgy a védelmünk, úgy érzem, hogy nagyobb előnyt tudtunk volna szerezni, de a második fél időben viszont extra védekezésünk volt, úgy érzem, a két hármas védőnk, Savic és Rezó extrát nyújtott. A prima repriza a fost o repriza mai echilibrată, dar în a doua repriză apărarea, mai ales pe partea centrală, a funcționat foarte, foarte bine și este un ajutor mare care a fost lui a dus ca și portar, lucru care a dus într-un final la evoluția tuturor în această manieră. Itthon szerencsére jó eredményeket érünk el, jól játszunk, ha ezt meg tudjuk valósítani idegenbeli meccseken is, akkor szép eredményt érhetünk el a bajnokság végén. Avem evoluții foarte bune acasă și ar fi bine să învățăm din ele și să reușim să le aplicăm și pe terenurile adverse. Din respect pentru casă, pentru că am fost și atunci când au fost probleme, era normal să vin și acum în cazul ăsta. Iulica a spus totul, nu mai nimic de comentat, un meci incredibil de slab al nostru, vom analiza de ce. Sunt niște cauze, deci trebuie toți însă nu scuză evoluția exceptată la Păiviură. Din păcate, asta e. Noi nu avem timp să ne plângem. Când cu Steaua, cu spaniolii. Asta e. Credit. Tot avem dorire. Poate un exemplu. Trebuie luat seama de băieții mei azi. Un succes, să felicit această ocazie echipa din București pentru CSM București pentru calificarea într-un tur de play-off anterior grupelor EHF. Eu îmi doresc foarte mult ca această echipă să intre acolo alături de Dinamo, portofoliul să meargă cât mai sus pe parte de cupă challenge. Este de apreciat modul în care au reușit să aducă acest club la nivel de performanță într-un termen foarte scurt. Așa ca și istorie, am cam început deodată să pășim în sus în handball-ul din ultimul timp, CSM București,
Și cu Tur, da, am cam provat, nu știu dacă la un an diferență sau aproape de data. 2009. La un an distanță, au ajuns acolo, am ajuns și noi să jucăm cu europene. Este o posibilitate foarte bună de a promova acest sport foarte frumos și foarte apreciat în România și în Europa. Ne va crește foarte mult cota de piață și lucrul acesta nu poate fi decât benefic handball-ului. Poate atrage, așa cum ați văzut la Turda, au ajuns deja, avem aproape 200 de copii, avem grupe de la 3-4 ani în sus. Ei au la fel, promovează de la junior, deci nu o fac doar la nivel de echipe mari. Se promovează grupe de copii, au titluri câștigate, noi reușim să luăm medalii an de an. Asta este baza. De aici se pleacă și de aici se ajunge la astfel de meciuri. Astăzi am fost noi echipa care s-a dăruit. Să nu uităm că în urmă cu o lună de zile la Vaslui eram în postură inversă. Aceea a fost echipa care ne-a dat nouă lecție și se pare că băieții noștri au reușit să învețe din acea lecție pe care ne-a dat-o de dăruire și de disciplină tactică cei de la Vaslui. E un campionat în care oricine poate bate pe oricine, oricând și la orice scor. E un campionat nebun și e frumos, e plăcut publicului. Ați văzut, a venit la sală și s-a manifestat în cel mai frumos mod posibil. Ne-a ajutat în momentele grele, în mod decisiv. Și acest lucru se întâmplă atunci când se muncește serios. Eu cred că o fac foarte serios cei de la CSM București. Noi încercăm să facem exact același lucru și ar fi bine ca în țară să mai fie astfel de echipe care să promoveze atât de frumos handball-ul. Eu le urez mult succes cu Morazzo, o echipă cu prestigiu în Spania, a fost campioană acestei țări. Le ținem pumnii și le dorim mult succes în continuare. Succes și vă mulțumesc! Thank you.